pornit stream-ul, dacă vrei să vezi cât de chinuitor e build-ul. Ia, unde e? Ăla, pe YouTube. Nu am link-ul la îndemână acum, cred că sunt pe contul ăsta. Ia, hai. Dar ar trebui să-l găsești dacă intri pe canalul meu de YouTube. Ai greșit cu totemul că ai pus ăla de volei. Da. Nu are nevoie, că oricum dă cu multe proiectile. Bă, mi s-a părut foarte mare diferență, am jucat și fără. Sigur are damage mai puțin, cel puțin la single target. Da, da, dacă... sigur are damage mai puțin, dar e... se comporta aiurea, nu trăgea în direcția care trebuie, că n-avea destul wide range sau ceva. Am mascat-l și vezi că ți-e foarte ușor să vezi. Da, știu, mi se pare. Am încercat, stai liniștit. Scot acum. E destul de shitty volley, actually. Și onslaught nu cred că îți dă. Sau îi dă lui, îi dă onslaught la totem. Da, oricum totemul ia și onslaught-ul meu, deci nu... Nu, uite-te cum îi topește omul, mă, e huge diferența, nu știu cum nu-ți dai seama. Nu știu ce să zic. Mi se pare same, numai că are range mai mic și dă numai în jumate de pack-ul de atât. Cât stai în dry delay quiz-ul? Mai stau câteva leu. Nu știu, poate încă două, poate încă unul. Cred că mă duc în managerie după. Sper la ceva legendară a lumea. Am ceva belt de level 21. Dar știi de ce cred că se merită să scot volley-ul? Pentru că nu mai fute atâta mana, are 140% multiplier ăla. That's a lot. Ha!
puteți să înțelegeți.